Următoarea noastră invitată este o femeie împlinită, recent a devenit din nou mămică, dar acum se bucură și de succesele fetiței ei mai mari, cu care a ajuns în platoul Vorbelor Bune, așa că abia așteptăm să le spunem bună seara unei femei pe care eu o ador. De ce? Pentru că e adevărată! Aurica, draga mea, și Madalena, salutare, fetelor! Salut, bine ați venit! Bine te-am găsit! E așa de straniu femeia asta să o vezi în costum. De ce? Pentru că toată lumea o știi îmbrăcate în ținutele mele în tradiționale. Ținutele ei tradiționale, așa, niște rochi din alea. Wow! Și pentru prima dată sunt la emisiunea ta în așa ținută, în blugi. În civil, cum zic eu. Fetele, ia făguța acolo, hai să treacă întâi mami, apoi tu. Dacă de obicei mama venea pe la emisiuni să cânte, să danseze, de asta dată tu ești în centru atenției. Ești sora cea mai mare. Da. Și câte mai ai, câte prichindele ai tu acasă? Două. Încă două. Și cum le cheamă pe mândruțele tale și câți ani ai? Cea mijlocie o cheamă Nicoleta. Așa. Ea are aproape 7 ani, dar cea mai mică are 3 luni. O cheamă Maria. Maria, Mărioara. Nu, o lente Mărioara. Mărioara, draga mea, ți-ai dorit 3 fete? Să știți, Lilu, nu, niciodată nu m-am gândit ca să am 3 fetițe. Niciodată să-mi spus cineva câteva timp înapoi, nu. Dar așa a fost să dați fii de la Dumnezeu. Și într-adevăr sunt o mămică împlinită și bogată, anume că am 3 fetițe. Și cu a treia fetiță ai muncit până în 40 de săptămâni. Am muncit până la 40 de săptămâni și, dacă îmi permit să spun, chiar ultima nuntă a fost pe 13 august. Am lucrat la o nuntă la Orhei. Mireasa a fost din Brazilia, o nuntă foarte frumoasă, poate ei o să mă vadă, și Mirele de la noi, Moldova. Și pe 19 august am născut. Așa, ia zi-mi de câte kilograme ai născut, pentru că burtă pus în fiind. Așa la evenimente, eu aș cu așa... Cum lucrai? Intra burtă așa, Paurica? Eu cu toate 3 am lucrat până la urmă, până la 39-40 deci săptămâni. Deci n-au cursat mânada, am născut 3 kg, 800 kg. Bunișoară, da, bunișoară. Da, bunișoară. Prin cezariană? Toate 3 le-am născut în cezariană și un medic foarte bun care sunt mulțumit pe această cale. Un medic la toate 3. Aha. Un fel așa de... deja omul nostru, știi? E omul nostru și, dacă îmi permit să-i mulțumesc, da, domnul sigur. Mihail Surguci m-a ajutat să nasc, să aduc pe lume toate 3 fetițe. Draga mea, tu ești cea mai mare, ai responsabilitate mare, o ajuți pe mami. Da. Ce faci tu? Uite, ce responsabilități ai tu în casă? Eu, de exemplu, că mama trebuie să facă ceva prin casă, eu trebuie să stau cu ambele surori. Trebuie să ai grijă ca cea mijlocie să nu-i facă nimic rău, da, cele mici, da? De obicei, cea mijlocie o ajută să facă lecții, că este clasa întâia Nicoleta și cea mezina Mărioara, când trebuie să fac mâncare, ceva acolo prin casă, tot la fel Madlenuța mă ajută, e foarte responsabilă. S-a maturizat deodată când a apărut Mărioara. Tu ai așa un păr de frumos. Tu să nu fii. Tu vrei să fii Rapunzel? Da. Eu când eram micuță, eu adoram desenele animate astea Rapunzel și eram micuț și am spus la mama că eu când vei crește mare, vă avea păr ca Rapunzel. Așa, ia dă-ți așa cosițele tale frumoase să te vadă lumea. Ia uitați-vă ce păr frumos și încă e buclat. Îmi dau seama că altfel e destul de... Aproape până la genunchi. Aproape până la genunchi, tu! Niciodată nu l-am frezat. Niciodată? Da, doar așa, l-am frezat un pic așa, da, niciodată. L-am frezat 3 ani în urmă. Uai, și singură ți-l îngrijești, ți-l piepteni? Da. Sau mama te ajută? Uneori mă ajută și mama. Cum mergi la școală? Împletită? Da. Da. Dar nu e greu? Nu, nu, nu ne-am obișnuit. Nu ne-am obișnuit, ne-am împletim, îl spălăm regulat. Dacă ai grijă, e ușor. Da. Nu e greu. Super. E ușor cu bebe mic în brațe și cu alta mare prin studiouri? Știți? Cine merge la studiou cu tine? Noi, profesoara. Da, noi avem care vrem să-i mulțumim pe această cale foarte mult profesoara noastră decantă, doamna Ala Negură, care o ajută pe Madlenuța să dezvolte anume în domeniul ei muzical. Și avem o piesă foarte proaspătă, acum adusă din studio, este un cover, o piesă franceză, am mai spus și la alte emisiuni, Madlenuța este pasionată de limba franceză și de orașul Paris. Frate.
foarte mult îmi place. O să ajungi acolo, da? Da. Când o să crească cea mică, o să mergeți toate la Disneyland. Da. Eu am făcut asta în locul mamei, mama să nu mă... Așa, astăzi urmează să ne cânti o melodie grea. Da. Pentru un copil de 11 ani. Ești pregătită? Da. Da? Mergem? Da. Da. Hai să ținem pumnii pentru această viitoare interpretă. N-are cui să semene pentru că mama cântă și dansează de când se știe. Sperăm că o să primiți plăcere de la vizionare și de la ascultarea acestei melodii. Souvelle-t-il ma vie devant mon chevalet.